Românul e creativ din fire, nu încape îndoială. Și dacă la bloc nu are grădină, atunci caută soluții. În Tomis-Nord, de exemplu, mai mulți locatari au împărțit frățește spațiul verde din jurul stadionului de rugby. Fac grătare, chiolhane, la blocuri e liniște. Fum, ții, vine la noi la blocuri. Și într-o măsură e deranjabil. Dacă ar fi liniște, să nu facă scandal, să își vadă fiecare de treaba lui, dar nu aproape în fiecare zi cu grătare, cu treburi de genul ăsta. Curtea din imagini este dotată chiar și cu niște încăperi. Iarba a fost înlocuită de asfalt și semn că omul este gospodar și a montat inclusiv o chiuvetă. Oamenii cred că noul vecin este chiar proprietarul terenului. Și l-a revendicat? Și nu sunt în litigiu cu primăria, nu se înțeleg la preț. Terenul este însă unul public și aparține primăriei. Acela este domeniul public al municipiului Constanța, predat în administrarea Companiei Naționale de Investiții, pentru că în zonă se va realiza atât sala polivalentă, cât și bazinul olimpic de înot. Cei cu grădinile și-au luat angajamentul că în momentul în care începem lucrările le desfințează, dar până atunci ei întrețin și fac ca acel loc să fie curat. Sau nu? Constanțenii care locuiesc în zonă au cu totul altă părere. Ar fi bine cel care deține locul să vină să termine cu țigănia asta, că dacă vă uitați, e o țigănie. Numai primăria, prin serviciu de salubritate, ar putea interveni să facă curățenie aici. Cu un buldozer ia la rând, dar nu e suficient să le distrugă. Că dacă le distruge, e mai rău, că se întinde mai multă mizerie. Cum lucrările la sala polivalentă sunt departe de start, deținătorii de grădini pot sta liniștiți. Ar trebui dată o amendă? Nu consider că în momentul de față sunt principala problemă a Constanței gospodarii.